Este prima întâlnire de acest gen în România pasionaților de motociclete. Locuitorii, dar și turiștii din Băile Olănești au putut admira cele 52 de motociclete venite în stațiune. După 2 ani de muncă pe internet și adunând motocicletă cu motocicletă și pasionat cu pasionat și ne bucurăm pe această cale că domnul primar ne-a primit în această localitate frumoasă, cu peisaj frumos. Vremea ne-a făcut ceva feste la început, dar acum tot e ok, ziua a fost perfectă. Este prima întâlnire de acest gen în România. În Europa sunt de mult asemenea întâlniri, sunt cluburi, există și o federație europeană la care dorim și noi să ne afiliem, dar după ce realizăm această organizație cu statut juridic, pentru că altfel nu putem, și care ne permite să facem niște întâlniri mult mai bine organizate și de amploare mult mai mare. Primarul Sorin Vasilache a fost încântat de parada motocicletelor, așteptându-i și la anul pe pasionați. Suntem onorați și încântați că au ales ca desfășurarea acestei parade localitatea noastră. Ne bucurăm că sunt aici și locuitorii din Băile Olănești, turiștii, pot să vadă acest eveniment, zic eu, deosebit de spectaculos, atractiv. Este altceva după această perioadă de pandemie. A fost o paradă și de dimineață, o desfășurare extraordinară, o încântare practic a privirii. Turiștii, locuitorii, o parte din acestea m-au sunat și i-am invitat că acum, practic la orele 19, va avea loc parada, se va pleca de la... De aici, din zona primăriei, se va ajunge în zona parcului central, Parcul Unirii, se va staționa unde motocicletele de diferite modele, tipuri, ani, practic este o înșiruire a modelelor pe mai mulți ani, spectaculoase sunt... Motocicliști, poate spune, sunt veniți din Elveția, din Anglia, din țară, Moldova, pot fi admirate și după aceea se va continua traseul până la Râmnicu cu Vâlcea, se va ajunge în zona Morului și pe Plaiul Independenței, din Râmnicu cu Vâlcea se va face returul către Olănești. Suntem încântați și ne bucurăm și ne-am dorit ca să revină domnul președinte, să organizeze ban de an, dacă este posibil, în Olănești. A fost la început, ne vom organiza, ne vom pregăti mai bine pentru evenimentul următor. Întâlnirea s-a încheiat printr-o paradă a motocicletelor pe traseul Băile Olănești-Râmnicu-Vâlcea.